Am aici două cuburi Rubik, pe acesta din mâna stângă haideți să-l punem deoparte, iar pe acesta din dreapta, hai să răsucesc un pic de el și uitați ce i-am făcut. Glumesc, așa era de la început. Se numește Twisty Cube, de sus și de jos arată ca un cub Rubik obișnuit, dar straturile aceste patru fețe sunt răsucite, iar atunci când îl amestecați, el își schimbă și forma, adică este mai greu decât un cub Rubik obișnuit, dar arată foarte, foarte tare atunci când îl rezolvați, dar și când îl amestecați. Îl găsiți pe genius.ro.